Salut, eu sunt Sherry și astăzi nu am niciun control asupra ceea ce se întâmplă, fiindcă smără îmi controlează viața timp de 24 de ore. Dar parcă e cam nașpa să fiu așa singur, parcă mai merge cineva chinuit în vlogul de astăzi. Și cine e cea mai bună persoană pe care poți să o chinui? Neața, ce facem azi? Te pup, Balosane, bună dimineața, râs cu cafeluța. Ai anunțat-o pe Cesima ce facem astăzi sau? Bă, am anunțat-o și crezi, i-a plăcut prea mult, deci cred că e groasă azi. Astăzi, iubitele noastre o să folosească această ocazie ca să se răzbune pe toate nasoarele pe care noi le-am făcut față de ele. Te pup, ce faci? Am bună dimineața, Teo! Ia zi, șefule, ești gata să vedem care e prima provocare de la iubitele noastre? Nu prea, dar hai să încep eu, hai să vedem ce mi-a dat smoară. Pentru că te-ai îngrășat, vreau să te duci și să bagi la sală picioare până simți că nu mai poți. Hai să vedem ce i-a dat Cesima. Deci fii atent, vreau să te duci în mall și să te duci la oameni și să le zici că ți-e și ție foame și că nu știi ce să mănânci, pentru că Cesi nu te lasă să mănânci fast food. Bă, mie îmi convine cu sărica mea, știi ce zic? Multă baftă să ții în jurături. Bă, asta tu i-ai zis să zică, că nu se gândea, ești nebun Cesima la așa ceva. Adică ce vrei să spui, că Cesima nu se gândește la provocări bune? Ba da, dar nu mă pedepsește în halul ăsta. Hai, te pup, cam 500 de calorii de azi. Vă salut, vă deranjez și eu un pic. Trebuie să mă decid ce să mănânc, frate, și vreau să vă pun niște întrebări. Voi ce ați mâncat aici? Păi și aveți idee câte calorii are unde ăsta? Dar gen, dacă cartofii ăștia sunt prăjiți în prea mult ulei sau parcă de-astea? Nu mă lasă Cesima să mănânc și eu de-astea, fast food-uri, căci că au grăsimi, că au, tu știi ceva, au carbohidrați, multe calorii, astea. Ia mănâncă de la mine dacă vrei. Păi nu, că nu mă lasă, după aia mă ceartă că mă miroase acasă când ajung. Îmi zice, ia și suflă. Ea nu zice, bună iubitule, zice, ia și suflă. Oare există ceva la ei care să-mi iau să nu aibă calorii, că am și o poftă? Nu merge, nu? Dar ăsta are multe calorii dacă mi-au și eu un burger așa, nu? Asta are vreo 600 de calorii, un burger. Mamă, mă rupe. Teo, la mor pe geam, fătparea, fratele vostru, la un antrenament corect, frumos, la sară, cum se face, că corpul ăsta nu se menține așa oricum, băi, ăștia. Mulțumesc mare pentru această pedeapsă de locuri, aș putea spune. Îmi zici mie, te rog frumos, ce mănânci aici? A, e chinezesc. A, ăsta e ok și n-are calorii, nu e fast food sau ceva, nu? Că știi de ce? Că pe mine nu mă lasă iubita să mănânc prostii. Și gen, am venit să întreb lumea să văd ce aș putea să mănânc altceva. I want to eat something, but I don't know what. What did you eat here? Avocado? Yeah, de... Ah, it's good? Yeah. No calories, healthy. Yeah, nice. Yeah, eu sunt și englez. Am făcut facultate în America. Cu ăștia, cu verii mei. Bă, multe păreri. Azi cam grea decizia, dar într-un final m-am hotărât. O apă plată, te rog. Una. Am terminat și cu sara poșurilor, mamă, e așa nașpa să mergi transpirat, gen, după în tricou de sară, dimineața pe răcoare. Hai să vedem că n-avem timp de pierdut, care următoarea provocare de la smoră. Sherry, astăzi vreau să te îmbraci extrem de elegant. Ce vezi, mă, smoră stăpâna mea astăzi, trebuie să mă îmbrac elegant, aia e, oricum. Dacă așa vrea patroana, azi ne îmbrăcăm, așa ne îmbrăcăm. Azi mărei mare Barosancă, e șefa mea, cum zice ea, așa facem. M-a pus smoră să mă îmbrac, bă, băiatule, bă. E fain că după ce că facem toate tâmpenile astăzi, mă mai îmbrac și la sacou, ca să pară un tâmpit oficiar, adică nu așa oricum. Eu sunt Giovanni Beccari, șmecher, mafiotul. Păi mafiotul din ziua de azi nu mai dă în cap, nu mai fură. Ia vedeți. Nu-mi dă smoră provocarea atât de rege, dar cu ține ritmul ăsta chiar îmi convine, de ce să vă rând. Gata și cu provocarea asta, vedem ce mai urmează, dar hai că putem, abia a început ziua. Dragi tovarăși și prieteni, ia uite cum sunt. Mergem la o școală să reținem unor copii un discurs despre pericolele internetului. De asta îi și mulțumesc lui smoră că s-a gândit să mă îmbrace așa elegant, că sincer eu mergeam în tricou, dar cred că doamna dirigintă o să aprecieze. Eram eu pregătit să țin discursul, dar nu eram pregătit pentru challenge-ul smoră. Știu că azi ai un discurs la o școală și vreau să le spui copilor că Teo 10 este un exemplu foarte, foarte prost. Chiar dacă nouă ne place de el, nu contează. Să spun că Teo 10 e un pericol al internetului, serios, moră. Mă duc și eu la niște oameni serioși acolo să-și facă o impresie proastă despre mine. Am pregătit și eu niște vorbe frumoase. Și acum trebuie să vorbesc prost pe Teo 10, săracul nu mi-a greșit cu nimic. Bune, ce defecte poți să-i găsești cu Teo 10? Este efectiv cel mai curat creator de conținut. O să zic că vinde haine la suprapreț și le dă țeapă copiilor cu corecția lui The Power of Smile. Și copiii n-ar trebui să recumpere, ar trebui să-și cumpere cărți de bani ăia. Mă, hai de că nu doar că arăt ca Ceaușescu, chiar o să fiu Ceaușescu în acest discurs. Stai să-mi și pregătesc. Teo 10 este cel mai mare pericol pentru tânăra generație, pentru că el face prank-uri cu case bântuite. Trebuie să o sunăm pe Andra Gogan să luăm niște lecții de la ea pentru acest discurs, dragi prieteni. Abia aștept. M-am întâlnit cu copiii de la ICHB, sau mai bine zis, am fost asaltat de-a dreptul de copiii de la ICHB. După ce s-au liniștit și s-au dus în bănci, am ținut un discurs foarte frumos despre pericolele internetului, domnule. Mai ales Teo 10. La ce influență vă uitați? La mine vă uitați? Se uită cineva la mine aici? La Teo 10 vă uitați? Vă uitați la Teo 10? Viețile mele, mă, normal că mă urmărești pe mine. Să știți că
După părerea mea, Teo 10 este un pericol al internetului. Bă, stai nesimțit, mă. Teo 10 este o mare pericol al internetului, pentru că ce face el pe internet vă spară creierele, domnule. Teo 10 ar trebui să fie interzis pe internet. Eu astăzi am o filmare cu el, el în momentul ăsta ne vede, așa că puteți să-i faceți cu mâna lui Teo 10. Da, bă, voi, vezi, nu știu dacă mă aud ei, dar vă iubi. Și nu vă luați după șelarul ăsta, că vorbește mai prostit. Suntem aici la Cancan, urmea să dăm un interviu, acolo e domnul Cotoi, care este înaintea mea. Și am mare emoții, pentru că tocmai am primit un video de la Zmără, nu l-am deschis încă. Însă știu că ea știe că eu mă aflu aici la Cancan. Vreau să le spun ăsta de la Cancan o tâmpenie, ceva total absurd, ca să vedem dacă postează sau nu. Am înțeles. Și tu care e relația cu pe care o ai tu cu ai tăi acum? Că uite, spre exemplu, eu o sun pe mama de dor pe zi. Să vadă ce fac. Mă întreabă dacă am mâncat, dacă așa am mai uți pe mine. Așa e și Zmoră. Deci vorbește cu mama ei non-stop. Eu nu sunt așa. Da. Vorbesc destul de rar cu ai mei. Dacă îmi vorbesc, vorbim. Ne vedem destul de des, nu știu, zic că ne vedem o dată de două ori pe lună. Na, nu știu dacă știi, nu știu dacă am mai zis vreodată, ai mei au o chestie foarte interesantă, că ei sunt veri primari între ei. Stai un pic. Deci, cum s-a, adică părinții, nu. Deci stai așa, cum, nu, stai un pic că mi-ai dat brain damage. Cum funcționează chestia asta și în primul rând, adică nu e catering, nu? Adică nu faci catering. Nu, frate, ai mei sunt veri primari, așa a fost la noi la Craiova. Și cum funcționează, adică care e gradul de rudenie mai exact? Cine e? Eu am o singură bunică. Din acea bunică au ieșit așa, care după aia ai mei, care sunt veri, știi? Și când au aflat că sunt veri, șerii, dacă îmi permis să te întreb? De, nu... de mici. Ei se știau de mici, erau, știi? La un moment dat, na, mama mea când era mai tânără, i-a plăcut, na, de... Îi, da. Știi cum e, se mai uitau băieții la ea și tata a zis, bă, nu o să permit altuia să atenteze la vara mea. Dacă cineva o să atenteze la vara mea, mai bine să fiu eu să o ținem în familie decât să fie cineva străin. Dar n-a fost de la avere, nu? Nu, frate, că nu, eram săraci. Nu. Am înțeles. Bine că acum nu mai suntem. Dar știi cum e, se zice că la verde, și dacă fac un copil în asta, copilul are mari șanse să iasă autist. Tu știi că glumesc, nu? Să nu dați asta, vă rog eu mult. Dar ce a fost? Ce s-a... Bă, frate, eu te crezusem. Am înțeles, ar fi fost aiurea ca următorul președinte al României să fie făcut din doi părinți care sunt veri. Vreau să mergi pe o pistă de curse, dar nu cu mașina ta personală. Vreau să mergi cu o mașină foarte proastă, nu știu, o rablă, ceva. Știți deja că Zmoră e șefa mea astăzi, după cum vedeți sunt îmbrăcat complet penibil pentru o cursă pe circuit și, din păcate, nu cu această mașină voi concura, pentru că ce spune Zmoră este poruncă pentru mine. Te salut, Teo! Deci, scoatem mașina eu. Da! Am înțeles. Hai să mă bați cu Loganul ăsta. Da! Se pare că Zmoră și-a dorit ca eu să fiu cu altă mașină astăzi, a spus o rabră, nu știu dacă putem neapărat să o considerăm rabră, dar nici departe nu e, acest Logan 1.4 rup asfaltul. După cum vedeți, este vorba de un Rogan din 2008 tunat. Avem aceste elemente triunghiurare fantastice. Am înțeles că acest sticker cu vericul tuning îi dă încă 20 de căruți în plus. Aici nu înțeleg exact ce a vrut să spun autorul, pentru că scrie fake taxi cu Y. Este pentru prima dată când îl văd scris în acest mod. Fraților, știți că mie nu-mi place să dau spoilere. N-aș vrea niciodată să vă dau spoilere din nou film Romina. În schimb, vă dau acest spoiler să luați acasă, băieți, că nu pare prea bine prins, mie să nu se desprindă de la viteză. Și dacă dăm portbagajul la o parte, putem găsi roata de rezervă, sub ea este kitul medical obligatoriu și sub acestea, eu zic să n-o scos că explodăm cu toții. Și aici putem găsi niște cauciucuri superbe, după cum vedeți, jantele de pe spate sunt negre, jantele de pe față sunt albe. Asta, desigur, aici autorul a vrut să spună că viitorul este luminos, mergem înainte, iar trecutul este întunecat. O altă îmbunătățire substanțială adusă acestui automobil este sistemul Keyless Go, după cum vedeți, nu are cheie. Este keyless, ca la cele mai înalte standarde ale inginerilor germani. Intrând în autovehicul, ceea ce ne izbește imediat, pe lângă mirosuri de țuică, este această stație cu care putem comunica cu colegii noștri. 2.10, colegii, ne auzim! Ai mei au avut Rogan foarte mult timp, așa că îmi trezește amintiri din copilărie. Puteți să-mi spuneți, Ion Creangă, sunt și îmbrăcat ca atare. Teo, ascultă-mă pe cuvânt, o să te fac praf la cursa asta și am trei martori. Eram și pe Pană, eram și pe Edi, mai am un martor și aici. Mă, am mai mulți martori, de fapt, dar aia e. Bosule, dar am o singură mențiune de făcut, vreau și eu un avans de 5 secunde. Deci, prec 5 secunde, mă aștept... Stau și avans de 50 de lei, viața mea. Dai ce vrei tu, viața mea,
la 5 secunde vreau să plec primul. Ești pregătit? Da, da, da. Să fiu umilit? Da, da. Te pup. Ne punem centurile de siguranță. Gata, hai să dăm. Mi-e frică, am emoții. Ia vreau zi, mama, că nu o să-mi pun niciodată cercei și nu o să fac curse. Dar uite că pentru vlog mai facem. 3, 2, 1 și... Haide, băi! Stai că i-a murit motorul! I-a murit motorul! Wow! Mamă, cum merge? Ești nebun la cap, ce-i ăsta elicopter? Bă, nu! Mamă, ce s-a dus! Păi n-am nicio șansă, mă, n-am nicio șansă. Păi să-mi dea avans o viață înainte, dacă aveam, nu reușeam. Mamă, cum e? Din for speed, mă! Zici că mă joc din for speed, mă, toate, doar aici, nebun la cap! Nu suntem în viteză. Nu las niciun ușor. Nu las ușor de mașina lui Shelly. A zis că plătește el. Mamă, zici că sunt în ciocan la Costinești. Băi, avem și noi radio, muzicuță în mașina asta, ceva să sărbătorim înfrângerea. Ia să vedem. Se știe, Shelly campionul. Tată, asta e pentru tine, să te fac mândru. Că Loganul ăla cât timp ai avut, nu ai condus niciodată așa nesimțit cum îi conduc eu acum. Vreau să te fac mândru, tată. Băi, pană, n-auzi mă că știu ce fac, știu ce fac. Lasă ușor, ușor, ușor. Bă, pană, lasă-mă, mă, să conduci că ești mama. Bă, rădă, de tot mai pot. Ce credeți, când am plecat, i s-a dus în față camera pe spate. Uite, aici avem 50, noi avem 50 maxim la mașina asta, ești nebun? Ia uite-l pe viața, claxonează-l, da! Claxonează-l! Oare plătim mașina asta la final de cursă, a? Mă bag în stânga aici și l-așteptăm ca să-i dăm umilință până la capăt. Ajungem mâine, cred că avem timp să mergem să mâncăm sau asta. Hai să ne dăm jos de mașină, mai stăm o leacă și când vine ne băgăm iar în mașină. Hai bine! A, ăsta s-a oprit să mă aștepte? Mamă, ce schemă îmi face mie Teo. Uite-l, haide, 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 pare, haide, 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 haide. Locul 1, bă! Hello! N-ai nicio șansă, viața mea! Gata, acum nu mai avem nicio emoție că suntem singuri pe circuit, că ei se duc fără noi. Ei iau curbele mai cu grijă decât noi, așa că încă avem o șansă să-i batem. Ba, mușure! Și acum, tatăl, bă! Nu te mai văd, Shelly! Nu te mai văd, viața mea! Vezi că pe asta o să iau mai tare, se vadă bine la dronă, da? Ia uite-l pe viața mea! A derapat, bă! A derapat viața mea! Suntem bine, bă! Suntem bine, bă! Să nu explodeze dracul ăla de GPR, asta-i frica mea! Ia uite volanul ăsta cum joacă, vă rog, ei! 3, 2, 1! Nu, nu face bine deloc mașina asta. Eu sper să nu explodăm dracu de la GPR-ul ăla, atâta tot. Gata. Și hai, hai să-i facem cu mâna. Da. Hai să ne dăm repede. Opa. Să-i facem cu mâna, cu mine. Several days later. Hello! A ajuns Shelly, acum e mâine. Și a ajuns și el. Ma! Ai văzut care fân? În roată? Bro, ai stricat mașina. Băi, e bine mașina. Îți face roata așa. Făcea challenge pe TikTok mașina. Tu m-ai văzut cum eram pe curbe? Vezi că tu ai luat curbele cu minte. Eu am luat curbele cum trebuie, băiatul meu. Păi eu am avut grijă de mașina ta, asta am vrut să zic. Să nu te apropii un pic, să nu simți cum miroase de atâta tot. Mamă, cum miroase, vorbe. Nu, e de la, și-a comandat pană ceva de mâncare. Am mâncat un pic de cauciuc, da? Ne-am distrat, am râs, am râs. Acum hai să vedem și nota de prată pentru distracția asta. Băiețeară direcție. Nu, bieretă. Bieretă direcție, 200 de lei. Cap bară, 140 de lei. Cara fotbal, cap bară, așa am fost și noi. Burduf bieretă. Ia uite mă, și-au luat și brânză băieții mei de Loganul ăsta. Brăcuțe 60 de lei, antiuri 80 de lei, bascură față 300 de lei, arc ericoidar 200 de lei și desigur manopera 530 de lei, alcătuind astfel un total de 1590 de lei pentru o curbă luată cam prost. Ne-am distrat cam scump. Păi propun dacă vreți, dacă tot ne-am adunat astăzi aici, să facem o tură cu mașina mea, Teo, cu mine la volan. Doamne ajută! Doamne fi cu noi, te rog! Eu conduceam mai bine, pană, ia zi. Aolo, aolo! Mamă, vezi că sunt niște curbe, vezi, bă, vezi că e nasol aici. Aolo, băi, și-l are?
viața mea. Aolo. Mamă, mi-e milă mie de cauciucurile astea, să nu luăm foc viața mea. Da, mă, o... Acum nu-ți mai e frică, pană? Aici e curba aia de a ieșit și prima oară și a doua oară. E, uite că... Uite că... Uite că direct. Ați auzit sunetul? Am auzit și nu mai vreau să-l aud în viața mea, ești nebun la cap. În momentul în care mașina simte că ești pe punctul să faci un accident 100%, cum am fost noi acum, dar na, să-ți bagă sunetul pe care tocmai l-ai auzit, pentru ca timpanul tău să se obișnuiască cu ideea că urmează ceva nasol. Mamă, ăsta n-are milă de mașina asta, ești nebun. Bă, dar acum serios, spuneți-mi că eu sunt incul din punctul de vedere al mașinilor. Și în afară de cauciucuri, poți să strică ceva la mașină? Da, plafonul când te răstorni. Bă, mai zilul ăla să nu mai bage drona aia în ochi. Gata, asta e curba? Care e curba în asta? Nu, următoarea. Ok, promit că o să o iau ușor. Asta e toată! Mamă, nu ca bași. Mamă, da, schimbați canalul. Kiss FM, bine m-am găsit. Aprit bulgarii, radioactivea. Haide să o luăm ușor, deschidem trapa, mergem frumos. Cred că ești curios, Teo, care o fi următorul videoclip pe care ne-au trimis iubitele noastre? Ce ne mai pun ele să facem noi astăzi? Bebe, mi-a mai venit o idee. Deci vreau să mergeți la Ikea și să mâncați un hot dog dintr-o înghițitură și în fața vânzătoarei, să vedem ce zice. Succes! Ați văzut deja mesajul video, așa că noi ne conformăm, de asta ne și aflăm la Ikea, abia așteptăm să savurăm hot dogii. Să procedem, Teo, ce spui? Să purc. Deci îl bagi în gură, așa e. Îl iei în gură pe tot, deodată. Vă gândiți la prostii. Uite, vrem și noi doi hot dogi, vă rugăm. Să rămână. Mulțumim mult de tot. Bă, la fără mustarea încă un hal. La final, iubitele noastre s-au vorbit să ne dea exact aceeași provocare. Cum se înțeleg femeile astea între ele? Bebe, și pentru ultima provocare, vreau să-i ștergi un clip de pe canalul lui Shelly. Te provoc să ștergi un clip de pe contul lui Teo. Da, ai grijă ce ștergi, te rog, că eu țin la clipurile mele. Sunt amintire plăcută, sunt și alea. Și tu la fel, te rog eu mult să nu ștergi ceva ce știi că, adică nu ștergi sos acum, știi? Șterg tot sezonul la muncă. Da, te rog, da? Te rog, okay. Te rog. Povești de groază cu iubitele la casa pântuită, ce este? La casa cu stafii din Brăila. Asta zici, locuitori ai Brăila. Aveți vreau o casă chiar cu stafii. La ăsta am cele mai multe vizualizări. Uite, îți dau direct la un live. Poți să-ți dau la un live? Da, mă, da, de la un live. Live, continuăm Outrest cu Cesima. Ultima dată să te uiți la acest episod pentru ultima dată înainte să-l șterg. Frumos, frumos. Dar, din păcate, acest videoclip, sper că v-ați bucurat de live Outrest. Placă direct Five Gang sos la mine. Pentru că, direct from YouTube. Are you sure you would like to delete this video? Yes, I'm very sure. Bye bye, Teo Zeciu. Bye bye. Facturez după. Ce facturez, mă, Outrest? Ce, 2 euro donații? Ce facturez, mă, frate? Hai să vedem. Stai așa, să mă mai uit pe la Most View de aici. Da. Nu, dar fără Caterin, că Five Gang sos ăsta. Bă, e bună piesa. În ultimele 28 de zile 70.000 views. Deci ăsta încă e produce, forță rău de tot. Și bani și views. Am înțeles. E cel mai relevant clip de pe canal. Și eu dacă intru aici și dau așa. Bă! Bă, dai cancel. Nu! Nu, te omor. Bă, stai, apasă tu. Apasă tu pe cancel, că acum îmi tremură degetul. Ce să șterg eu ție de aici, ești nebun la cap. Cum să șterg sos, vorbe? Shelly versus Gami, testul prietenii. Aia, bă, are 1,3 milioane. Șterg și tu unul care n-a mers măcar. Dorian Popa e sclavul meu, 5.2 emuri. Direct, îi dau de aici. Bă! Ce stai aici cu Durex viața mea? Era o reclamă la Durex viața mea cu 2 ani. În direct cu Magda. Uite, video ăsta dacă vrei, video ăsta nu mă deranjează, știi. Vine șatra. De ăsta, vine șatra, Vasco Tătaru. Deci e sigur, da? Da. Și nu te super pe mine. Nu mă super, sigur. Poți să-i dai, băi, băiatul. Deci uite, vine șatra, delete. Sigur. Da. Gata. Gata, fel. Aviz pentru iubitele noastre, aviz pentru Smăr, aviz pentru Cesima. Acest videoclip se va repeta cu voi în el, iar noi vom sta așa frumos pe canapea și o să vă dăm provocări și pedepse toată ziua. La Teo 10 pe canal. Acestea fiind spuse, fraților, îi mulțumesc foarte mult, Teo, că și eu îți mulțumesc ție, viața mea, o plăcere. Nu uitați să dați un subscribe pe toate rețelele sale de socializare la Facebook și la Shelly la fel. Academia de Vlogging la cel mai mic preț doar pe Shelly Pro, cel mai complex curs de vlogging și de asemenea nu uitați filmul Romina, viața mea, Romina VTM, iese pe 2 ianuarie în toate cinematografele, joc Romina, și eu. Romina se numește viața mea și nu mai chema și pe mine să apar un cadru, da, mă, viața apare, mea. Apare Cesima, viața mea, apare și Cesima, Teo, apar și eu. Teo n-apare. Toată lumea nu mai Teo, nu, deci pe toată lumea. Așa fi spuse, noi ne-am dus. Pa, pa, pa.